Seara. Bună seara! Domnule Constantin, vă ascultăm! În primul și în primul rând aș vrea să vă spun că noi nu mai avem contract cu comuna respectivă de un an și ceva. Noi cine? Noi, societatea de pază, care am lucrat aici. Mă refer că am lucrat și eu în comună. De asta spun noi. Și n-ar trebui totuși. A intrat cineva acum 2 ani în casă. De ce nu s-a mers la poliție dacă a intrat cineva în casă? A mers pe mea, nu zice, i-a luat la mișto poliția. Că i-a văzut... Păi nu există, după poliție, mai există parchet, mai există multe Haideți, și multe alte. Domnul Ștuleru, iertați-mă, ai o femeie amărâtă care a crescut 12 copii. Păi, îi spuneți dânsei de parchet, primar, de nu știu ce, serios acum. Domnul primar, dacă se ducea la dumnealui, măcar știa și dumnealui ce se întâmplă în comuna lui, dar n-a ajuns nici la domnul dar primar. Dar dumneavoastră ce insinuați? Faptul că nu este adevărat ce ne-a relatat, păi, doamna? Sigur că nu este, dar... A inventat? De ce ar inventa așa ceva? Păi nu știu, mă gândesc. Întrebați dumneavoastră un pic. Din de ce a inventați, spus, că avem noi ce avem cu ei, noi cât am făcut pază acolo. Nu puteau să-și facă să dea din coate prea mult, pentru că eram noi acolo. Dar adică făceați pază la ce? Adică să dea din coate la ce? Furau? La ce? Hai să vorbim pe drept așa. Așa, și ce? Dumneavoastră ce păzeați și ei ce vreau să fure? Câți copii au în pușcării, întrebați, care au tâlhării și care au intrat în casele oamenilor? Auziți, doamnă, eu am copii la pușcării și tâlhării. Știi, domn primar, eu am copii? Nu, fratele... Dar de unde știi? Nepoți? Păi cum să nu știu dacă care știu despre mine că sunt din comună? Dar care nepoți? Și ce treabă ai dumneavoastră? Dumneavoastră sunteți procuror, șef acolo? Stați un pic, doamnă, că v-ați consumat. Domnul Ștuleru, iertați-mă, dumneavoastră sunteți Laura Codruța Chiove și de la Codnari, că n-am înțeles exact. Deci dacă vreți să mai vorbim, păi nu că dacă vreți să mai vorbim. Scuzați-mă, și Râmaru a avut nepoți. Faptul că Râmaru a fost un criminal sau Dincă a omorât două fete. Asta așa. Nu înseamnă că nepoții lui sunt la fel nu, de vinovați. Păi, și atunci de ce o acuzați pe femeia asta? Vreți să puneți o întrebare. Puneți nepoții mei, știi numele? Eu v-am întrebat ce păzeați și ce voiau să vă fure oamenii ăștia. Asta e simplă întrebare. Păi am comuna Cotnari, gospodării comunei Cotnari. Păi domnul primar zice că păzeați niște terenuri, nu gospodării. Era scaraula satului, că n-am înțeles. Acum un an jumătate, când a fost contractul cu societatea de pază. Păi dar nu cred că aveți cadrul legal ca o firmă de pază și protecție să poată păzi un sat din România. Un sat din România este păzit de poliție, nu de o firmă privată. Obiectivele stabilite. Obiective, nu gospodăriile. Domnule Constantin, gospodăriile deci oamenilor. Gospodăriile, nu obiective. Domnul Constantin, hai să ne întoarcem la zilele noastre, acum o săptămână. Fata asta, pe cine a tâlhărit, pe cine a furat? Ce a făcut? Nu, n-a furat absolut pe nimeni. Și atunci ce s-a întâmplat? Eu am vorbit cu colegii dumneavoastră, nu pot să spun eu pentru că n-am fost acolo. Eu din ce am reușit și am vorbit cu fratele meu. Nu a atins-o nimeni, că ar trebui, frate, mi-o are 100 și ceva de kilograme. Dacă îi dădea o palmă și o trapie în șanț, gândiți-vă dumneavoastră... Asta e problema, că sunt camere de supraveghere. Dar domnișoara susține că a fost un incident... Sunt camere de are dreptate, sunt camere de supraveghere acolo, unde s-a întâmplat, se poate să ducă să-și ia de acolo... Nu ia poliția. Din păcate, ea nu poate să ridice camerele, doar poliția și din ce înțelegem noi aici, din păcate, poliția nu-i acordă sprijinul necesar. Dar dacă într-adevăr... Nu se pune problema, n-are cum. Pentru că eu am înțeles că o fi sunat, eu mai repet încă o dată, am vorbit și cu colegii noastre, nu am fost acolo, nu am de unde să știu. Eu ce am discutat cu el, nu i-a făcut absolut nimic fetic. Dar a purtat fratele vreo discuție cu domnișoara? Asta își aduce aminte? Sau v-a relatat? Nu mi-a spus nimic, atât mi-a spus că e supărat, mi-a zis să-l păi las e supărat de ce? Ca să fii supărat trebuie să existe un motiv. Ce s-a întâmplat totuși deci, între frate și acum, domnișoară? O să ajung în instanță, o să... Până la instanță mai au zis, da, era într-o mașină inscripționată cu security? Da, pentru că el... are și mașina care o ține acasă și l-o fi trimis să-și alimenteze mașina. Și acum lucrăm pentru această firmă care nu mai păzește comuna Cotnari. Ce păzește această firmă? Ce făcea? Era în misiune?
Nu, nu, nu. Deci nu, el nu lucra, nu a mers la cotnar decât să alimenteze mașina. Atât. Păi și această fată care stătea la autostop să meargă să ia un lapte praf, trebuia apostrofată sau luată la mișto de fratele dumneavoastră care nu mai avea nici măcar statutul de funcționar sau de paznic. Deci mergea civil să-și alimenteze mașina. Și vede o fată și o întreabă, alo, fetița, cât e tariful? Nu, cum se pare? Mă scuzați că vă deranjez. Dacă el spune când a fost așa, de ce s-o crede o pifată și nu-l crede fratele? Dar de ce nu vorbește dânsul cu noi? Că a zis că are 100 de kilograme, are o experiență, a apărat comuna Codnare atâta timp. A făcut și dânsul armata, n-are cură, uite, suntem 6 femei aici, nu vrea să vorbească, se teme de noi așa. O să vorbească din instanță, când o să-i se ceară. Eu zic că e cel mai just acolo, nu? N-am înțeles. În instanță când o să-i deci dumneavoastră sunteți purtătorul fratelui, am înțeles. De cuvânt. Păi, de cuvânt. Nu e ceva normal să discut pentru bază. Nu e normal, că nu e minor fratele dacă a fost în stare să discute astfel cu o domnișoară. Alta este problema. Nu v-a spus fratele că în momentul în care a agresat-o mai erau și niște martori? Pentru că, într-adevăr, se vor cere și camerele. Acolo, dacă sunt martori, ce tot atât? Unii sunt martori ăia, să-i punem pe ăia care sunt acolo. Nu fratele sau cine mai era, sau nepotul sau cine. Martori trăini care au fost acolo. Păi, dar acum, dacă nu era nimeni de față când a agresat-o pe față, da, vedeți că dumneavoastră recunoașteți public faptul că s-au oprit, au stat de vorbă. Știți care e problema? Dumneavoastră sunteți paznici, domnule. Vă ia să dăm cap că sunteți, că sunteți păstrători de ordine publică. Nu aveți niciun fel de calitate. Dumneavoastră trebuie să păziți un teren, un gard, o poartă. Terminați cu prostiile astea să vă credeți toți vandam că nu sunteți. Nici nu sunteți. Deci n-aveți niciun drept nici să legitimați oameni. Alo, domnul... Da, vă ascult. N-aveți dreptul să legitimați oameni, să-i întrebați unde se duc, de ce se duc. Nu, să trebuie să stați lângă un gard să păziți obiectivul ăla. Dacă aveți, nu că știu mai, păi sunt, păi da, știu de 10 ori mai bine. Sunteți niște firme private de pază și protecție, nu sunteți nici vandam, nici poliția română. Paznici, paznici. Hai să despărțim în silabe, că poate ne-am înțeles. Paznici, sunt două. Păi nu vă e rușine, intrați noaptea peste oameni în casă și spuneți că țigan, da, ei intrați și că fac scandal? Să poate și domnul Viteaz așa care a păzat comuna. Suntem 2, 4, 6 muieri moldovean vașnic de a apăra granițele țării sub Ștefan cel Mare. Nu intră stea de vorbă cu noi. Bravo, domnul soldat. Bravo. E, lăsați că mai suntem noi urmașele lui Vrâncioaia așa mai tari în gură. Păi să poate să vă fie rușine. Și dumneavoastră și paznicului, frate. Prinzi un copil de 16 ani și îl iei la bătaie. Și nu e caz unicat în România. Atenție, să știe toată lumea de acasă. Domne, cei de la firme de pază și protecție au dreptul să intervină la buton de panică și atunci sunt foarte bine pregătiți, cei care apără case private cu un contract lunar care costă niște bani și nici acolo n-au voie să atingă hoțul. Îl imobilizează și sună la 112. Dar mi-te să iei la bătaie o fată într-un șanț. Noi am sunat și la poliția din Cotnar, ni s-a spus că nu au avut timp să pregătească un punct de vedere, dar o să ni-l trimită, nu știu, mâine, poi mâine, când... La Crăciun aici suntem. Da, ceea ce e un semnal bun, și credeți-mă că eu văd partea asta bună a lucrurilor din tot ceea ce se întâmplă, este că nu ne mai este teamă. Adică fata știe ce are de făcut. Bravo, a sunat la 112, a venit ambulanța, a scris pe Facebook. Vezi că Facebook-ul ăsta are și părți bune. Expui public ceea ce s-a întâmplat, nu poți să ștergi. Decât dacă intră peste tine și te obligă să ștergi contul, da? Sau să ștergi postarea. Da, dacă pățește ceva, să scrie din nou, să vină la noi. Să scrii din nou. Poți să suni pe Facebook, poți să ne dai un mesaj, poți să iei legătura cu autoritățile, poți să vii la o astfel de emisiune și, în general, poți să-ți știi drepturile. Nu contează dacă ești român, dacă ești de etnie romă, dacă ești... ai 18 ani, dacă ai 16, pui mâna pe telefon și suni. Că nu-ți răspunde poliția, lasă că să răspundem noi. Lasă că sunt atâția oameni care vor... E, răspunde și... poliția, da. Răspunde poliția, da, să-și facă treaba. Adică e important că nu ne mai temem, că până acum le băgam pe toate sub preș și rămâneam așa, că soarta ne e dată să fim batjocoriți, să fim luați la mișto, să fim violate, scoase la produs, traficate și așa mai departe. Stop! Hai să punem stop! De noi depinde. Și e foarte bine cum ai procedat. Nu scuzați un pic. Codruța. Poliția, când a anunțat poliția și a găsit-o în stradă și era speriată. Vă dați seama, noi suntem mai bătrâni, și vedem un om asemenea așa, tot ne speriem.
Că seamănă cu oala de la Caracal. După Iureșul ăsta... Pe cuvântul meu, din seamănă cu oala de la Caracal. Doamnă, după Iureșul ăsta o să fie mai greu să se ia de dumneavoastră, da. Pentru că oricând aveți numărul colegilor mei din redacție, oricând aveți un telefon mobil, puneți mâna pe el și... O întrebare este cu această plângere. Nu mai avem timp, vă rog, nu mai putem. Dacă a găsit-o poliția, de ce nu mi-a adus-o acasă să mă sune? Doamne, uite copilul dumneavoastră, l-a lăsat în stradă. Dacă vine din nou și-o pune o mașină și-o bătesc și-o bătesc joc de copilul meu. Adică și dacă era să stea la prostituție la stradă, să ziceți, o lua poliția și trebuia să vă aducă acasă. Trebuia să o aducă acasă. Dar dacă era minoră, trebuia să o aducă acasă și să anunțe familia. Dar bine, moralul anunț părintele și când copilul are 50 de ani. Să-i puneți întrebarea, dacă el cunoaște copiii mie, să le spui pe nume dacă i-o prins la purat. Și chiar la purat dacă este prinde. Important, dar el nu este, deci atenție, omul ăsta n-are nicio calitate, nici el nici frate. Trebuie să-și placă el. Dar n-are nicio calitate, poate și el are... Dar vă mulțumim tare mult că ați apelat și sunt convinsă că ceva schimbări vor fi. Mergeți mai departe cu plângere la poliție, așteptăm și noi un punct de vedere și vedem ce se poate.